activ relevant atât pentru comunitatea academică din România, cât și pentru comunitatea evanghelică și, de altfel, e un moment festiv pentru tot ceea ce înseamnă contribuția spiritualității la istoria României. Vă transmit de asemenea și salutul domnului președinte, profesor Iosif Vurs, președintele Universității Titu Maiorescu, care tot așa, din păcate, astăzi n-a putut să fie alături de noi, dar vă transmite prețuirea dumnealui. Și reflectând succint la rolul pe care noi, ca formatori, ca profesori, ca educatori, îl avem în construirea și în ghidarea minților tinere și curioase, nu putem să nu ne gândim la misiunea importantă pe care o avem în a construi și a contribui la lumea aceasta. Dar atunci când obiectul studiului îl reprezintă chiar creatorul, chiar cel care stă la sursa tuturor minunăților pe care le vedem în jurul nostru, această misiune capătă o altă profunzime și o altă complexitate. Și mă rog ca el, creatorul, să vă dea înțelepciune și pricepere ca mesajul și eforturile pe care le faceți în a ghida mințile tinere și curioase să fie la înălțimea chemărilor. Vă doresc mult succes, multă înțelepciune în continuare și peste 100 de ani să ne reîntâlnim tot așa. Vivat, crescat, floreat!